În direct cu acuzații grave la adresa lui Dacian Cioloș, acuzații care vin dinspre Parlament, un deputatul acuză pe premier că este dispus să cedeze portul Constanța pentru promisiunea ca țara noastră să intre în sfârșit în spațiul Schengen. Este vorba despre domnul Bogdan Diaconu, care este acum alături de noi la telefon. Bună ziua, domnule Diaconu! Bună ziua! Mai exact, care este legătura dintre Olanda și portul Constanța? De Olanda și Constanța, nu? Bun, atât eu cât Partidul România Unită pe care îl conduc, spunem de peste un an și jumătate că motivul pentru care România nu este acceptată în Schengen și se opune ba Olanda, ba Germania, este portul Constanța, pentru că odată ce România intră în spațiul Schengen, tot fluxul de mărfuri care intră în Uniunea Europeană dinspre China, ceea ce înseamnă 90% din importul în Uniunea Europeană, se vor muta pe portul Rotterdam, pe portul Constanța, iar portul Constanța va deveni cel mai mare port al Europei, principala portă de intrare în Uniunea Europeană, din acest punct de vedere, portul Rotterdam rămâne numai cu fluxul de mărfuri dinspre Atlantic, dinspre Indii. Astăzi, odată cu instalarea guvernului Cioloș, care are o misiune de la cei care l-au investit, de la Bruxelles, de la doamna Merkel, de a rezolva și a privatiza complexul CEO Oltenia, o sumă de rezorie la nivel de transfer de fotbalist, la un nivel de 70 de milioane de euro, din informațiile pe care le avem, iată că acum face pași concret și în a ceda portul Constanța către Olanda și va vinde populația aveți informații concrete despre ce le-ar fi promis Dacian Cioloș olandezilor, proiecte sau despre ce vorbim acolo la Constanța? Olanda tot încearcă să pună mâna de mult timp pe portul Constanța, ba prin privatizare, ba prin instaurarea unui management privat, o firmă olandeză. Până acum nu s-a reușit, dar iată că domnul Dacian Julien Cioloș ne a anunțat chiar dânsul, înainte să plece la Haga, că va propune Olandei proiecte în interesul Olandei pe domeniul transport, însemnând port și probabil ceva CFR, dar care să facă legătura dintre port și Viena. Dar domnul Dacian Julien Cioloș ar trebui să știe că ar trebui să reprezinte în calitate de premier la României interesele poporului român, nu ale Olandei.